Preasfințitul Părinte Ambrozie, episcopul Giurgiului, a fost astăzi în mijlocul obștii de la Mănăstirea Comana. Cu acest prilej a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica Așezământului Monahal. La Sfânta Liturghie Arhierească au participat credincioși din localitatea Comana, unde se află mănăstirea, dar și din parohiile învecinate. În cadrul slujbei, Preasfințitul Părinte Episcop Ambrozie a hirotonit un preot pe seama noii catedrale episcopale Sfântul Maremucenic Gheorghe. În cuvântul de învățătură, ierarhul a subliniat importanța uceniciei în viața duhovnicească a celor care se apropie de Sfânta Taină a preoției. Școala aceasta a uceniciei lipsește astăzi. Să ai un mentor pe care a deschis ochii și să trăiesc că fii o persoană extrem de glavioasă și să-ți aduci copiii la biserică încă de mici și chiar la slujbele de la mijul nostru. E foarte important să avem călugări pregătiți, ca și preoți pregătiți. Revin și spun la ceea ce ziceam mai la început, că rolul episcopului care răspunde în eparhia în care patriarhul și Sfântul Sinod l-a așezat ca episcop, oferindu-i semnele episcopale și cârșa de păstorire, e să identifice copiii tineri de reală vocație pe care la vremea potrivită să-i trimită la misiune. La final, credincioșii prezenți au putut închina la părticere din moaștele Sfintei Mucenițe Ecaterina, păstrate în Biserica Mănăstirii Comana.